doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrile Partener TV. Împreună să urmărim titlurile celor mai importante știri Partener TV. La Târgoviște începe cea de-a 42-a ediție a festivalului Crizantema de Aur. Prevenirea și combaterea furturilor din autoturisme reprezintă o prioritate pentru Poliția Rutieră Dâmbovița. Elevii unor școli de șoferi din București, dar și polițiștii examinatori vor fi supravegheați la traseu prin camere video. Echipajul filialei Crucii Roșii Române Dâmbovița s-a clasat pe locul 4 la concursul național Intervenții la Dezastre. În ultima sâmbătă din luna octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel ora 4 va deveni ora 3. În fiecare an, pe data de 26 octombrie, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Dumitru, izvorătorul de mir. În București începe pelerinajul Calea Sfinților la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. În ajun de Sfântul Dumitru are loc în fiecare an sărbătoarea numită Focului Sânt Medru. Pe 26 octombrie începe la Târgoviște, județul Dâmbovița, ediția a 42-a a celui mai iubit festival dedicat romanței românești, Crizantema de Aur. Casa de Cultură a Sindicatelor va găzdui acest festival. România interbelică va răsuna melodios la Târgoviște, unde publicul iubitor de frumos, de artă și de cultură va putea atât să petreacă serii artistice de neuitat, cât și să servească ceaiul de la ora 5 alături de vedete și persoane importante pentru cultura românească. Între aceștia, publicul îi va putea cunoaște pe Felicia Filip, prezident juriul festivalului, pe Dana Săvuică, prezentând o lansare de carte a lui Paulo Coelho, pe Stella Popescu și Alexandru Arcinel, pe Corina Chiriac sau pe Nelu Ploieșteanu, susținând recitaluri de zile mari. Ziua a doua a festivalului va oferi un spectacol inedit, susținut de actorii din trupa teatrului Notara, în regia cunoscutei Diana Lupescu. Pe scena festivalului vom vedea așadar un melanj de teatru, muzică și dans reunit în muzicalul Tandrețe, Amor și Dor, melodii de altă dată. Un element de noutate al ediției cu numărul 42 îl reprezintă cele două zile care preced festivalul și care oferă proiecții de film românesc în piața Mihai Viteazu din Târgoviște. Aici, târgoviștenii vor putea urmări două capodopere ale cinematografiei românești: Supraviețuitorul, în regia lui Sergiu Nicolaescu, și Restul e tăcere, în regia lui Nae Caran. Ambele vor fi proiectate pe un ecran exterior al Casei de Cultură a Sindicatelor. Nume ilustre vor păși în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor din centrul fostei cetăți de scaun a Țării Românești. Aceasta va fi îmbrăcată în haine de gală și nu de orice fel, ci în spiritul anilor 20, perioadă în care a luat naștere romanța, acest gen muzical atât de iubit de târgovișteni, în special și de români în general. Prezentatorii acestei ediții a festivalului vor fi Adrian Păduraru și Monica Davidescu. Festivalul Crizantema de Aur se va încheia sâmbătă 31 octombrie cu gala laureaților și un extraordinar recital de fado, șansonetă și canțonete, genuri de muzică apropiate romanței ce provin din Portugalia, Franța și Italia. Pe scena festivalului Crizantema de Aur 2009 vor mai urca Pușa Ionescu, Ștefania Chițulescu, Bogdan Hresnic și Mariana Luca pentru a oferi publicului o seară târgovișteană romanțată, trupele Guilty Lemon și Headliner, care vor delecta publicul cu două recitaluri de jazz, Gliceria Gaciu și actorii teatrului Mihai Popescu din Târgoviște cu un recital de poezie, Silvia Gonciar, una dintre câștigătoarele unei ediții anterioare, Constantin Florescu și ale sale amintiri despre festival. Anul acesta va avea loc și prima ediție a premiilor de excelență Ionel Fernic, ce va readuce în atenția publicului 10 personaje importante din istoria festivalului. Prevenirea și combaterea furturilor din autoturisme reprezintă o prioritate pentru polițiștii de la Serviciul Rutier din județul Dâmbovița. Au fost întreprinse o serie de acțiuni chiar și în cadrul campaniei Săptămâna Prevenirii Criminalității. O zi a fost dedicată prevenirii furturilor auto. În momentul de față desfășurăm un proiect de prevenire pentru că am ajuns la concluzia că această dublare a numărului aproape de fapte comise, pe lângă faptul că lipsa locurilor de muncă, lipsa unei educații în ceea ce înseamnă asigurarea autoturismului cu mijloace de alarmare, lipsa iluminării unor parcări, a condus la creșterea acestui fenomen. Și am făcut această mențiune pentru că dacă aș fi vorbit numai de creșterea infracționalității stradale fără să fac mențiunea care gen de infracțiuni au crescut, am fi putut să intrăm într-un moment în care să spunem bun, da, a crescut infracționalitatea stradală. Din cauza asta, pentru că au crescut numărul de furturi din auto.
Nu am înregistrat în cele 9 luni decât un singur jaf, că este la modă termenul. Îl cunoașteți, suntem într-o cursă foarte avansat cu ancheta, sperăm să, într-un timp scurt, să descoperim autorii. Nu a fost cu violență. Am desfășurat pe acest palier împreună cu toți colegii mei un complex de activități astfel încât să punem în vedere tuturor celor care, prin obiectul de activitate al societății comerciale, mânuiesc valori monetare, să-și le asigure în mod corespunzător. Și vă spun că receptivitatea a fost, din punctul nostru de vedere, maximă. Sens în care băncile la acest moment sunt foarte sigure. Au înțeles și au dublat pe linia camerelor de durat vederi și a sistemelor antiefracție. La fel am procedat și cu celelalte unități, gen case de pariuri, agenții loto și în special cei care v-am spus mânuiesc valori însemnate. Deja în capitală, elevii unor școli de șoferi, dar și polițiști examinatori vor fi supravegheați la traseu prin camere video. Dacă se va dovedi a fi un succes, programul va fi implementat pe toate mașinile de școală din întreaga țară. O cameră video montată lângă tetiera scaunului șoferului va înregistra nu doar discuțiile dintre elev și polițistul examinator, ci și fiecare manevră pe care cei doi o fac în timpul probei practice a examenului auto. Totul va fi urmărit, de la apăsarea frânelor sau semnalizare, până la indicațiile ori comentariile examinatorului, iar un GPS încorporat va reține traseul parcurs de mașină. Informațiile, inclusiv data și ora înregistrării, vor fi stocate apoi pe un card de memorie și vor ajunge în baza de date a poliției. În acest fel, autoritățile, dar și școlile de șoferi, speră să reducă numărul celor care nu au ce căuta la volan sau al celor picați la proba practică pentru că nu au dat șpagă. Sistemul de monitorizare costă în jur de 350 de euro, însă deocamdată a fost montat doar pe 4 mașini ale celor mai mari școli de șoferi din București, în cadrul unui program pilot care va dura aproximativ 3 luni, începând de astăzi.